Salut! Am achiziționat un prun. L-am plantat în grădină și nu prea merge. Oare de ce? De ce la bunica în grădină prunul se dezvoltă mai bine, iar la mine în grădină nu? Haideți să vedem care sunt posibilele cauze și cerințele minime de mediu pe care prunul le are. Prunul. Prunul este mai exigent decât mărul față de necesitatea de căldură, de cantitate de căldură, comportându-se mai bine în zonele de câmpie și a dealurilor mici. În zona dealurilor înalte, cu excepția solului grasă românească, prunul dă recolte instabile și de slabă calitate. Temperaturile orare optime ale speciei se situează între 18 și 33 de grade, iar cele absolut minime sunt de 8 grade, iar maximele de 36 de grade, în afara intervalului temperaturilor absolute, creșterea încetează. Față de ger, prunul are o rezistență mai bună decât uh, celelalte specii, dar este inferioară uh, mărului, uh, care rezistă până la minus 35 de grade. Necesarul de ore de frig, cu temperaturi între 0 și 7 grade, din sezonul de repaus oscilează în funcție de soi și se situează între 800 și 900 de ore de frig. Mugurii florali rezistă până la temperaturi de minus 31, minus 33 de grade. Florile prunului sunt sensibile la ploi reci și brume. În faza de boboc, mugurii rezistă până la minus 3,3, minus 5,5 grade. Iar când Florile încep să se deschidă, acestea degeră începând cu temperatura de minus 2,2 grade. Iar la minus 5,0 grade, distrugerea florilor se produce în masă. Procentul de pierdere este de peste 90%. Fructele de curând formate sunt distruse la temperaturi cuprinse între 0,5 și minus 1 grade cerințele prunului față de apă sunt relativ mari, fiind satisfăcute în zonele deluroase cu precipitații ce înregistrează valori de peste 600 de mm anual. Dintre care, doar în intervalul mal mai-iulie, trebuie să asigure o cantitate de 300-350 de mm. Ploile reci din timpul înfloritului compromit destul de frecvent recoltele prunului. Față de lumină, cerințele prunului, deși nu sunt atât de mari, situându-se după nuc, cireș, caiș, piersic și păr, prunul cultivat pe versanții mai puțin însoriți, produce fructe de slabă calitate. Prunul se numără printre speciile pomicule cu cele mai mici cerințe față de sol, el valorificând bine sau satisfăcător aproape toate tipurile de sol din țara noastră. Cele mai favorabile terenuri sunt cele cu o reacție slabă acidă, spre neutră, cu un pH situat între 5,8 până la 7,4. Prunul nu suportă solurile sărăturoase și nici excesul de calciu, care registrează valori de peste 9-10% calciu activ. Dacă v-a plăcut acest material informativ, urmăriți în continuare și următoarele episoade. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.